Alin se află în legătură cu noi, încercăm să facem legătura de Skype. Până atunci însă, cu siguranță, te salut, Alin! Te salut, Cristi, vă salut pe toți! Nu vreau să comentez nimic, așa cum am hotărât. Pe de altă parte, eu spun niște lucruri, după care tu știi ce ai de spus. Ideea e următoarea, deci nu vorbesc cu Alin, vorbesc cu dumneavoastră cei de acasă. Așa cum trebuia, am contactat-o pe Larisa, care Larisa spun nu vrea să comenteze absolut nimic. Off the record însă, am apropiații spun că nu există niciun fel de dovadă scrisă sau o dovadă palpabilă în legătură cu aceste acuzații din partea celor două doamne. Că așa e presa din România, dacă dă cineva o declarație, nu verifică și ea vrea să dea în judecată, din câte am aflat, pe toți cei care vor să facă audiență sau view-uri pe această temă, și că, așa cum de altfel știam și de la Alin, toată această poveste de nefericită, din păcate, pentru că i-am cunoscut pe amândoi în alte vremuri, se va tranșa în fața tribunalului, unde va apărea și Larisa, vor apărea și copiii, nu mai e mult până când această poveste se spune. Anturajul spune că nimic nu este adevărat din aceste două acuzații, că doamnele nimeni nu confirmă ceea ce spun aceste două doamne, și o discuție cu domnul Television, de care v-am spus, i-a provocat Larisei mirare, pentru că nu ar fi fost adevărat. Astea sunt acuzații. Pe de altă parte, ce se întâmplă în viața lui Alin? Pentru că l-am rugat să ne ofere un punct de vedere, un punct de vedere care se va referi strict la ceea ce Alin cu siguranță vă poate spune în acest moment, pentru că de fapt este o poveste acum între cele două doamne și Larisa. Alin este doar numitorul, adică, cum să vă spun, Alin este vedeta care face ca aceste informații să apară în publicațiile mondene. Alin, îți mulțumesc foarte mult că ai trecut peste... chiar și peste recomandarea multor oameni apropiați încercând să intri, și vreau să te întreb ce simți în acest moment. În acest moment sunt doar bucuros pentru faptul că am reușit într-un final să ies din această căsnicie. O căsnicie e adevărat foarte lungă. Îți spun foarte lungă pentru că mie mi s-a părut lungă datorită faptului că nu am fost foarte fericit în această căsnicie. Singurul lucru bun care a rezultat din această căsnicie sunt acești doi copii extraordinari, Melissa și Adrian. În afară de asta, am depus, să zicem așa, toate eforturile, toate sacrificiile necesare, toată munca mea, toată dăruirea mea. M-am neglijat de cele mai multe ori pe mine pentru binele familiei. Nu vreau aici să îmi ridic eu statuie singur, pentru că nu e cazul. Toată lumea știe lucrul ăsta, familia știe și ea lucrul ăsta. Și așa cum cred că am mai declarat zilele trecute, noi am trăit în casa de la București, din care, din nefericire, eu am fost eliminat. Deși eu am cumpărat-o, eu am ales-o, eu am găsit-o, eu am mobilat-o. Trăiam 5 ani în acel loc, nu-i așa? Cei doi copii, fosta soție, dar și soacra, care s-a mutat la noi atunci când urma să se nască băiețelul nostru Adrian, băiatul Adrian, care acum are 23 de ani, de fapt. Și până la urmă n-a fost nicio problemă, pentru că am reușit să fac față și cheltuielilor și necesităților unei familii numeroase, chiar dacă, așa cum se știe, am fost singurul din familie care am adus niște venituri în casă. În afară de asta, mi-a dorit foarte mult ca această căsnicie să fie una adevărată, bazată pe principii reale, bazată pe iubire, bazată pe respect, bazată pe recunoștință, dar și asta datorită poate și faptului că eu, crescând fără tată, am simțit nevoia asta de o familie închegată, de o familie unită. Mi-am dorit foarte mult să fiu un tată cât se poate de bun pentru copiii mei. Sper că am și reușit. Nimeni nu e perfect, adevărat. Și da, mi-am dorit această familie. Iar dacă ar fi fost să fac pasul în afara acestei familii,
cu siguranță că l-aș fi făcut după ce ambii copii deveneau majori. Lucru care s-a și întâmplat în 2020, când am făcut într-adevăr acest pas. Până la momentul de grație mai 2019, eu am trăit foarte liniștit în această familie datorită faptului că n-am considerat că a intra într-o relație de soț-soție reprezintă și transformarea soților în detectivi particulari, detectivi care să urmărească ce face celălalt. Eu am avut pur și simplu încredere în soția mea, am întemeiat o familie, am considerat eu pe aceste principii reale și serioase, astfel încât nu am urmărit niciodată ce face. Absolut întâmplător am aflat anumite lucruri de neiertat, aș putea spune, la începutul anului 2019, fapt care m-a determinat să am o discuție cu fosta soție și să stabilim pe comun acord ca după ce Melissa devine majoră, să ne spunem la revedere, să ne dăm mâna pentru acești 20 ceva de ani trăiți împreună și fiecare să mergem pe drumul lui. Erau niște fapte peste care eu nu puteam să trec, dar pe care l-am aflat, repet, doar la începutul anului 2019. Nu știu dacă mă mai auzi, Cristi. Da, da, te aud foarte bine, Alin. Sigur că a început un proces de divorț, era absolut normal să înceapă, deși ar fi fost normal, practic, între doi oameni care au stat atât de mult timp împreună să se desfășoare la notariat. Mergeam la notariat, făceam acolo cerere de divorț, pleca fiecare pe drumul lui și nu mai apăreau probabil nici scandaluri, nici alte procese. Nu s-a dorit din partea fostei mele soții lucrul acesta, motiv pentru care a trebuit să demarăm un proces de divorț. Pe timpul procesului de divorț, sigur că au apărut diverse acuzații de ambele părți. Eu am făcut în mod public o singură dată niște precizări legate de faptul că știu despre anumite fapte. Nu am dat nume, nu am denigrat pe nimeni, nu am încercat să distrug familia nimănui. Doar am spus că știu, este problema mea și din momentul acesta fac dificilul pas al divorțului, sigur că da. Acum, faptul că după o perioadă destul de lungă apar oameni care, iată, vin cu detalii precise despre anumite elemente, pe undeva mă întristează, pentru că aceste lucruri poate că ar fi trebuit să rămână totuși în zona privată. Pe de altă parte, îmi dă oarecare, da, aș putea spune satisfacție, că nu poți să ai satisfacție în așa ceva, dar măcar se confirmă, după atâta timp, după 2 ani de zile de la începutul procesului de divorț, că n-au vorbit vorbe. Iată că deja sunt 3 personaje intrate în discuție, masculine, zic eu, care ar fi avut anumite legături, despre care eu sigur că am aflat la vremea respectivă, pentru că nu puteam desfășura un proces de divorț fără argumente, fără probe, fără dovezi scrise, înregistrate, martori și multe altele. Deci faptul că altcineva susține că nu sunt dovezi e o aberație. Sigur că dovezile există. Eu sunt în posesia lor și procesul de divorț sigur că s-a bazat și pe aceste dovezi, mai ales că, nu știu dacă v-am spus până acum, dar procesul de divorț s-a încheiat printr-un fel de knockout în favoarea mea, pentru că toate punctele din divorț au fost câștigate de mine. Nu vreau să dau mai multe amănunte, dar vă spun că toate punctele din divorț au fost câștigate de mine. Aline, îți mulțumesc foarte mult pentru această precizare. După cum de altfel ați reținut din toate sursele pe care le avem, mai sunt câteva termene sau un termen sau două pentru anumite chestiuni instanță care trebuie... Legat de divorț, totul este foarte clar, este decizie
definitivă și irevocabilă. Înțeleg că e vorba despre denigrare. Aici mai e un termen pentru apropo de un proces apropo de denigrare. Așadar, eu mă refeream doar că mai sunt câteva termene în legătură cu niște lucruri care ar mai fi de discutat din punct de vedere legal în legătură cu cele două părți. Și după aceea sperăm să se aștearnă liniștea, pentru că cu siguranță adevărul va triumfa. Zic și eu bine, nu, Alin? Cu siguranță că adevărul va triumfa. Și spuneam mai devreme că sunt puțin trist datorită faptului că văd în presă încă după 2 ani de zile apărând astfel de informații. Sigur, eu cumva aveam respectivele informații, însă publicul nu. Eu nu le-aș fi făcut publice, pentru că ce sens mai avea atâta timp cât nu vrem să mai demonstrăm nimic. Vrem să avem fiecare viața lui și liniștea lui sufletească, fiecare cu direcția în care merge. Încă, însă, din păcate, se pare că și aceste două... Spun se pare pentru că nu știu foarte sigur, spun doar ce am auzit și eu în stânga și în dreapta, că și aceste declarații care au venit acum mai nou au venit tot în urma unei provocări pe care cineva l-ar fi făcut pe Facebook sau în alte părți. Și sigur că anumiți oameni care au fost și la rândul lor atinși, nu? Pentru că dacă vorbim de această doamnă Nina care a dat prima declarație, femeia practic ar fi divorțat din cauza relației soțului ei cu doamna. Deci oamenii, totuși, dacă îi provoci un pic și ei știu ceva, încep să vorbească cu sau fără mine. Eu n-am nicio implicare în toată povestea asta și nici vreau în continuare să mai am, pentru că am o viață, am un prezent și am un viitor alături de Nedana, viitoarea mea soție, și chiar ne dorim foarte mult să ne concentrăm pe ce avem de făcut în prezent și în viitor. Avem foarte multe planuri, avem foarte multe lucruri. Eu, de asemenea, pe partea profesională am un album de cu piese noi început, una dintre piese care vreau să vin să o prezint și la voi, pentru că este finalizată 100%. Deci cu toți avem treburile noastre, viața noastră privată și profesională. Cred eu că ar fi momentul, indiferent că anumite procese merg înainte și adevărul va triumfa cu siguranță, să ne legăm fiecare de treburile noastre și să ne băgăm mai puțin în seamă așa unii pe alții, cei care am avut ceva de împărțit în acest proces de divorț. Eu cel puțin las armele jos. N-am fost nici mai bogat, nici mai sărac. Îmi place o vorbă pe care o tot spune Bedana din când în când: goi am venit pe lumea asta, goi plecăm, așa că tot ce putem păstra în suflete este iubirea, respectul și demnitatea. Dacă lucrurile astea le putem păstra, restul bunurilor materiale și avuțiilor și ce a mai făcut fiecare în viața lui, cred că prea puțin contează. Așa să fie, Alin. Îți mulțumesc foarte mult pentru punctul tău de vedere, doamnelor și domnilor. Prin urmare, o declarație a lui Alin Oprea care pune în lumină tot ceea ce simte în această perioadă în care o etapă s-a încheiat. Sunt tot soiul de discuții în presă, dar privește mai degrabă către viitor și cred că lucrul acesta este foarte important și sunt convins că și cei care i-au purtat sau cei care îi mai poartă încă numele vor face la fel, să privim spre viitor. Mulțumesc foarte mult, Alin, toate cele bune! Și eu mulțumesc, la revedere! După o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, iarăși dăm foc la țară, o să vedeți, miroase a ceapă, miroase a varză, ce nebunie mare! Miroase a post! Miroase a post, e foarte bine, curat, frumos, pauză! Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown.